și am găsit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi revin cu un clip din seria de suflet. Nu am mai făcut de foarte mult timp și am zis, ok, știi ce? E timpul, dar faza cu seria asta este că eu nu pot să vorbesc despre niște chestii care nu mi s-au întâmplat, pentru că, de exemplu, sunt fete care îmi spun, uite, aș vrea să vorbești despre cum treci peste o despărțire sau cum faci să, nu știu, cum e cu depresia, cum e cu... Și nu pot să vorbesc despre ceva prin care nu am trecut, pentru că canalul ăsta este despre mine. Iar eu aici vorbesc doar despre mine, despre ce îmi place mie să fac, despre ce îmi place mie să gătesc, de ce îmi place mie să citesc, ce îmi place mie să vizitez și așa mai departe. Și n-aș putea să vorbesc despre ceva ce, prin ce n-am trecut și să vorbesc așa din auzite. Nu pot. Așa că trece timp, pentru că trebuie să îmi vină idei, să mă confrunt cu chestii și așa mai departe. În fine, am făcut un intro iar cât o zi lungă, așa, dar hai să nu mă mai lungesc și să trec la treabă. Azi nu port machiaj pentru că m-am gândit că subiectul ăsta nu are nevoie de așa ceva. Astăzi m-am gândit să vorbesc cu voi despre mersul la psiholog. Asta pentru că, din păcate, la noi în țară, mersul la psiholog este încă considerat un subiect tabu. Multă lume asociază mersul la psiholog cu mersul la psihiatru. Deci nu este același lucru și chiar dacă un om simte nevoia să meargă la psihiatru, nu cred că ar trebui să fie descurajat și dezonorat și, judecat, pentru că fiecare le are pe ale lui. Mai bine să mergi de la început când simte nevoia decât să se agraveze lucrurile și să, îți agravezi o boală pe care o aveai sau ai căpătat-o pe drum, să zic așa. În alte țări e totul firesc, e ceva normal, doar că, noi am rămas cu mentalitatea aia de acum 1000 de ani, cum că, Doamne, dar cum să mergi la psiholog? Dar cum să mergi la psiholog și să vorbești cu un om necunoscut despre problemele tale? Băi, nu știu cum să vă zic, dar e atât de mișto să mergi la psiholog? N-aveți idee, vă zic eu. Recent am fost și eu la psiholog și sunt foarte, foarte fericită că am făcut alegerea asta. O să vă zic și motivul, că nu mi-e de niciun fel. Înainte să am un eveniment, mă confrunt cu niște stări, să zicem, anxioase. Chestia asta o am de când eram mică, la modul că atunci când aveam examene se manifesta, mi-era rău, nu puteam să mănânc, aveam stări de greață, vomă, whatever. Cu cât am înaintat în vârstă, am scăpat de frica asta de examene chiar destul de bine, adică la BAC nu am avut deloc emoții, nici când am dat admiterea la post liceală, nici când am dat sesiunile nu prea am avut, adică chiar m-am descurcat bine. În schimb, când vine vorba de evenimente, încă nu am reușit să trec de tracul acela de dinainte, deși știu, sunt conștientă de faptul că mă duc acolo să mă distrez, să mă simt bine, să mă întâlnesc cu oameni super faini, să facem poze, să vloguiesc, să toate cele, dar cum necum intru ca într-un fel de trans în care nu vreau să fac nimic. Sunt această legumă care stă în pat și bolește, adică nu neapărat că bolesc, dar efectiv am o stare foarte nașpa, nu pot să mănânc. Oricât de mult aș încerca să-mi calmez starea prin diverse tehnici, ascult muzică relaxantă, afirmații pozitive, citesc și așa mai departe, nu prea reușesc să mă calmez și am vorbit cu părinții mei și i-am spus mamei mele, uite, vreau să merg la psiholog. Hai să vedem cum facem și am reușit să mergem și să merg și am venit acasă cu o stare atât de bună. Nu știu că, dacă domnul psiholog se uită la mine, în caz că se uită, îl salut, dar mi-a plăcut la nebunie ședința, deci a fost
nu știu, vreau să vă zic că după ce am ieșit de acolo, mă simțeam de parcă cineva m-ar fi băgat în priză. Deci am venit acasă, am făcut de mâncare, am făcut curățenie. Deci eram cu o super mega energie și m-am simțit atât de bine. Așa că vă recomand din suflet să mergeți. Nu este o rușine să mergeți la psiholog. Mi se pare super tare că avem oportunitatea asta, posibilitatea asta de a merge la un psiholog și de a merge la o persoană care nu ne cunoaște, care nu știe nimic despre noi, care nu poate să fie subiectiv în privința noastră. Pentru că da, eu vorbesc cu părinții mei, vorbesc cu prietenii mei, le spun ceea ce simt și ceea ce mi se întâmplă și prin ce trec și așa mai departe, dar evident că ei nu o să știe ce să-mi spună sau ce întrebări să-mi pună, astfel încât eu să-mi dau seama de anumite chestii, pentru că, după cum spunea și domnul psiholog, dacă cineva îți spune că vino la mine că îți rezolv eu problemele, e greșit, nu o să ți le rezolve, pentru că singurul care își poate, care îți poate rezolva problemele ești tu, doar că psihologul știe acolo ce să zică, cum să zică, astfel încât să-ți dai tu seama ce trebuie să faci. Și din cauza asta vă încurajez, mi-a plăcut foarte mult discuția pe care am avut-o cu domnul doctor. Mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji, că pur și simplu ăsta este modul corpului meu, organismului meu de a-mi spune că îmi pasă de evenimentul respectiv și atât timp cât eu, după ce ies din casă la eveniment, sunt super flower power, nu am de ce să-mi fac griji. Plus că un alt lucru pe care mi l-am mai spus este că suntem diferiți. Nu există o altă Sabina, așa că fiecare are felul lui de, de a se comporta în situații de genul ăsta. Cu siguranță problema mea pornește undeva din copilărie, pentru că oricum din copilărie pornesc toate. Am avut parte de o experiență care pentru mine a fost marcantă, astfel încât în momentul în care am un eveniment, creierul meu intră într-o stare în asta de, nu neapărat de șoc, dar nu știu, încearcă să îmi transmită un mesaj și eu trebuie să știu foarte bine cum să reacționez. Am vorbit, după cum am spus, cu domnul psiholog, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a dat o energie super, super mega bună și i-am povestit și de faptul că fac YouTube și că scriu pe blog și chiar a părut foarte interesat și este, cred că este foarte important și persoana pe care o găsești, că trebuie să simți că este persoana care trebuie, pentru că am mai auzit de persoane care s-au dus la psiholog și mi-au spus că nu-mi place, că nu mă simt bine, că, nu știu, e, doamna respectivă este destul de dură sau pare destul de agresivă în a vorbi despre anumite subiecte. Și dacă nu ați găsit încă persoana potrivită, să nu vă fie rușine să terminați consultațiile, să nu mai mergeți și să căutați pe altcineva. Sunt banii voștri, timpul vostru, faceți ce e mai bun cu ele. Problemuța mea, să spun așa, nu necesită mersul constant, nu necesită terapie constantă, a fost așa ceva one time, dar mi-a spus domnul psiholog că dacă mai simt nevoia să merg, știu unde îl găsesc și să apelez la el cu mare încredere. Așa că vă recomand să mergeți, nu este o rușine, deci terminați-vă cu prostia asta, a merge la psiholog este ceva pur și simplu normal, pur și simplu mergi la un om specializat, un om care nu te cunoaște și care poate să-ți ofere un fel de a privi lucrurile pe care poate tu nu-l vezi. Nu știu, sunt persoane care suferă de depresie, de anxietate, tot felul de chestii. Mergeți și vorbiți cu cineva specializat, pentru că vă zic din proprie experiență, o să vă simțiți foarte bine, mai ales dacă întâlniți ca și mine persoana potrivită. Eu am avut o experiență foarte, foarte bună și m-am simțit foarte bine. E altceva când te duci și vorbești cu un om care nu
nu știe prin ce ai trecut, știe doar varianta ta, te ascultă doar pe tine, este atent doar pe tine, nu, nu știu, tu te-a pus să-i povestești ceva și după aia începe și el că, a, știi că și mie mi s-a întâmplat nu știu ce, nu știu cum. Nu, este acolo doar pentru tine și este acolo ca să te ajute să, ca tu să îți rezolvi singur problemele, pentru că până la urmă, când vine vorba de noi și de problemele noastre, astea legate de felul nostru, felul de a ne simți, noi suntem cei răspunzători. Adică dacă, să zicem că ai o problemă, nu știu, ai ficatul, nu, sau fierea, ai fierea obosită și trebuie să ți-o scoți. Acolo n-ai cum să te ajuți, tu trebuie să mergi la doctor să ți-o scoată. Dar când vine vorba de cum gândim, acolo noi trebuie să lucrăm și mie îmi place foarte mult să lucrez cu mine zilnic. Domnul psiholog mi-a recomandat să am momente de recunoștință, cum știți că fac, am minutul de recunoștință, să scriu în agenda, în jurnal, în orice, să scriu lucruri pentru care sunt recunoscătoare, să scriu un mic jurnal și asta ajută foarte mult pentru că te uiți practic în anii care au trecut și vezi persoana care erai și persoana care ai ajuns și poți să faci așa o chestie, o... te gândești, băi, uite cum eram atunci, uite cum sunt acum, ce fel gândeam atunci, ce fel gândesc acum. Așa că vă recomand și vouă să faceți treaba asta. Și cam asta ar fi despre acest subiect, v-am spus. Știu că mulți consideră fie ca ceva așa tabu să nu vorbim, Doamne, dacă ai fost la psiholog să nu zici că o să zic ăștia că sunt nebună. Nu. Nu zice nimeni acest lucru, sau n-ai pe ce să dai bani, că costă și asta, evident. Toate lucrurile bune în viață costă, din păcate, dar este o investiție pe care o faceți în voi și asta este cea mai bună investiție pe care puteți să o faceți. Dacă, să zicem că aveți un viciu precum este fumatul și n-ați mai fuma și banii pe care i-ați dat pe un pachet de țigări i-ați păstra pentru o ședință de terapie, adică bine, nu o ședință de terapie nu costă cât un pachet de țigări, dar dacă nu ați mai fuma și banii aceia i-ați păstra pentru o ședință de terapie, vă zic eu că asta o să fie mult mai bine, vă faceți un bine vouă decât să fumați. Am făcut așa o comparație pentru că na, știu că fumatul e destul de întâlnit. În fine, asta a fost clipul meu de azi. Sunt curioasă să-mi spuneți ce părere aveți voi despre mersul la psiholog. Nu uitați să-mi dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru audioclip, să-ți superbă! V-am pat! Pa!